Mihai Patriciu a fost unul dintre cei mai odioși criminali din perioada comunistă, un fost șef al securității din Cluj, din cauza căruia și-au găsit sfârșitul zeci de oameni. Evreu la origine, născut la 19 ianuarie 1909 în Năsăud, pe numele său real Grünsperger sau, după unele opinii, Weiss, a lucrat o vreme ca pălărier în localitate. A aderat de timpuriu la PCR, activând în ilegalitate. Înainte să ajungă colonel de securitate, el a luptat ca voluntar în războiul civil din Spania, alături de Walter Roman, Mihai Burcă și Mihail Florescu în detașamentul Ana Paucăr. Apropiat de Teohari Georgescu, în aprilie 1945, Patriciu a fost numit în fruntea Inspectoratului Regional de Poliție Cluj. În primii ani, Patriciu nu s-a remarcat decât prin faptul că era un simplu executant. Însă, după înființarea securității în 1948, Patriciu a devenit rapid ofițerul de securitate cu cele mai multe asasinate la activ. Țintele sale predilecte au fost liderii și membrii grupurilor de rezistență armată din Munții Apuseni, precum și țăranii înstăriți, chiaburii, care se împotriveau colectivizării și cotelor obligatorii. În toamna anului 1948, Patriciu le-a dat instrucțiuni concrete subordonaților privind modul de operare împotriva dușmanilor regimului. Patriciu i-a avizat pe subalternii săi și de faptul că rapoartele ce se întocmeau după acțiunile de ucidere a rezistențelor trebuiau falsificate, el afirmând că în scriptele noastre nu trebuie să aibă urme faptul că bandiții au fost executați. Numărul mare de crime produse într-un timp scurt și amploarea asasinatelor, de la o persoană, două, se ajunsese la grupuri, au atras atenția șefilor securității, care au trimis ofițeri să vadă ce făcea Patriciu. Erau atât de multe crime, greu de mușamalizat, mai ales că ele căpătaseră aspectul unor execuții în masă. Cariera torționarului Patriciu în securitate a luat sfârșit odată cu îndepărtarea protectorului său, Teohare Georgescu, din conducerea partidului și a MAI. În iulie 1952 a fost destituit și trecut în rezervă.